În 2016 am efectuat o operație de abdominoplastie la Spitalul Esteward din Turcia, în urma consultărilor cu reprezentanții clinicii și mai ales cu ENSAR, deoarece eu am fost foarte grasă și am slăbit foarte mult și foarte brusc și a fost singura variantă prin care eu să pot ajunge să arăt ok din prisma faptului că mi-a rămas foarte multă piele după ce am slăbit. Am luat hotărârea asta ulterior întâlnirii cu reprezentanții clinicii care mi-au explicat total și perfect ceea ce înseamnă. A fost o decizie destul de grea, ținând cont că operația în sine este o operație grea și cu o recuperare de lungă durată, dar așteptările mele au fost micuțe, referitoare la recuperare, la operație nu, că știam că sunt cei mai buni, dar recuperarea a mers surprinzător de bine și de rapid. Operația în sine implică niște dureri, să zic așa, postoperatorii destul de mari, pe care nu pot să zic neapărat că le-am simțit, pentru că personalul medical a fost foarte atent și nu m-a lăsat să simt în sine durerea. Bineînțeles, am avut și un aparținător, pe mama, care a stat cu mine permanent în spital, fără niciun cost. În momentul în care am plecat de aici și am ajuns în Turcia, ni s-a oferit absolut tot ce aveam nevoie și ce n-aveam nevoie. Operația mea a durat undeva la 7 ore și jumătate. Greutatea a fost după. Nu referitoare la dureri, ci referitoare, de exemplu, la mers. Pentru că nu poți să ai aceeași poziție, nu ai voie să ai aceeași poziție, ești ținut într-un corset. Cu mersul a fost destul de greu. Prima zi am reușit, mă rog, prima zi între ghilimele, prima zi când m-am ridicat din pat, practic a treia zi după operație, am reușit să fac undeva la 5-6 pași. Ulterior, a doua zi mi-am pus ambiția, iar personalul medical m-a susținut întru totul și am început să merg. Într-adevăr, durerile au fost mari la mers, greu, dar din momentul în care eu am ieșit din spital și am optat să ies mai repede din spital decât ar fi fost cazul, pentru că m-am simțit foarte bine, nu m-au lăsat să plec acasă, m-au pus să merg la hotel ca să mă țină sub supraveghere. Cel mai mare inconvenient pe care pot să vi-l zic că l-am avut a fost cu corsetul, deoarece trebuia să-l porți non-stop, nu aveai voie să-l dai jos deloc, doar 5 minute la duș și era foarte incomod, dar în același timp foarte benefic. Domnul doctor a fost întotdeauna foarte atașat, să zic așa, de mine, pentru că și după ce am plecat din Turcia am ținut legătura cu el, mă punea să-i trimit poze, ENSAR mi-a adus acasă persoană să mă panseze ca să nu mă deplasez eu. Am avut toată susținerea de care am avut nevoie. Reprezentanții clinicii din România m-au sfătuit și sunat și ajutat de la început până efectiv când mi-a trecut orice fel de durere. Au fost constant lângă mine și pentru mine este cea mai frumoasă experiență legată de o clinică medicală, referitor în primul rând la personal. Operația, nu știu să vă zic cum ar fi fost în altă parte, dar nici n-aș fi mers în altă parte. În primul și în primul rând că am încredere deplină și mai mult decât deplină în ENSAR și în al doilea rând știu că ENSAR lucrează doar cu oameni și cu medici foarte buni. Experiența pe care am avut-o cu ENSAR, cu clinica de aici, cu clinica din Turcia, este prima recomandare întotdeauna atunci când cineva mă întreabă unde să-și facă vreo procedură sau unde să facă ceva. După experiența mea, clinica ENSAR Duman este prima recomandare atunci când cineva mă întreabă unde să-și facă vreo procedură, pentru că aici te simți fix ca într-o familie, te simți ca acasă și serviciile medicale sunt la cele mai înalte standarde.